Mai departe, cred că, bun, când o veni valul 4, că mă rog, o să vină, asta e clar, când o să întâmpla, că nu știu ce, rămâne cum am stabilit, totuși, și am stabilit în felul următor. Prieteni, în cele din urmă, scapă cine poate. În general, din orice, iar cu COVID în România, clar scapă cine poate. Adică asta e, fiecare e responsabil pentru el însuși. Și cu asta, basta, atâta pasiune este pe treaba asta cu COVID-ul, atâta pasiune, unii că vaccin, alții că antivaccin, aoleo cu mască, aoleo cu aia, Doamne, ferească Dumnezeu. Yes, eu am ieșit de mult din pasiunea din jurul subiectului, sunt perfect relaxat, mă încearcă uneori o durere în cot, de la asta este. Și trecem mai, dar v-am semnalat că e pe prima pagină, suntem cei mai relaxați, nu știu ce, era, uite, totuși era și un articol aici, doar că îl închise eu ca prostul, ba nu. A, uite, ba nu, asta e tare. Deci înțeleg că domnul Arafat a dat un interviu și vă dau imediat. Zice, Raed Arafat este îngrijorat. Ok. Stai să închid reclama. Închid reclama. Nu vreau reclamă. Așa. Raed Arafat este îngrijorat. Lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puțin crede că e ok situația. Păi, în momentul ăsta, totuși, situația e ok, adică în momentul în care noi vorbim, totuși. Așa zice, noi am tot spus, am tot recomandat, atenție mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2. Clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puțin crede că e ok situația. Noi vedem o creștere mare în Europa, vedem o creștere la noi, însă mai mică. Așa, ok, stați că e... Să trecem mai departe, că nu e nimic aici... extraordinar. Așa, Raed Arafat, asta mi se pare interesant. Raed Arafat dezvăluie ce fac românii pentru a evita carantina în țară. Zice, noi avem acum un fenomen cu care ne confruntăm. La intrare în țară sunt persoane care îndrăznesc să ne prezinte la DSP și la frontieră, să prezinte documente false. Deja sunt mai multe dosare penale întocmite de poliție. Deci, oameni care au prezentat documente false de vaccinare sau trecere prin boală sau de testare. Acest lucru este extrem de grav pentru că oamenii ăștia vin din zone roșii chiar. Bun, eu înțeleg preocuparea domnului Arafat pentru ăștia cu actele false care... Bun. Eu v-am mai spus că eu am văzut cu ochii mei ceva ce nu văd că nu îngrijorează pe nimeni, nici pe domnul Arafat, că bănesc că dacă se îngrijora, făcea ceva de îngrijorare, de atâta îngrijorare și preocupare. Și anume aeroportul Otopeni. V-am spus că am văzut că au aterizat vreo 6 avioane în decurs de, nu știu, până în 15 minute. Și atunci s-au înghiorlăit oameni veniți din zone verzi, cu oameni veniți din zone roșii, cu oameni veniți din orice fel de zone, de ce culori dracu mai sunt, și fiind doar 3 benzi de bagaje și 6 avioane, practic s-au înghiorlăit până când au plecat ăia din 3 avioane și au venit bagajele pentru alte 3, pe alea 3 benzi. Și au stat acolo mai mult de oră, m-am mai spus asta. Iar aparținătorii de partea ailaltă a ușilor stăteau să-i aștepte pe aia și tot într-o înghiorleală totală. Deci am înțeles și cu carantina lui Pește și cu documentele vieții și cu aia, dar sunt multe alte situații concrete în care înghiorlăiala care este atât de vai să nu să ne distanțăm. Să, prietene, râde lumea, râde lumea. Da, râde, adică eu râd, că n-am. Râd de ce? Înțeleg că asta, da, bun, prezintă unii documente false. Ok, da, la Otopeni. Deci, la Otopeni, nu interesează pe nimeni cum... Nu. Atunci, bine. Eu în continuare n-am înțeles, tocmai ca să nu se prezinte documente false, din astea, în continuare n-am înțeles, pentru că nu e de înțeles. De ce nu pot eu să vin la mine în țară și să-mi fac test aici la mine în țară? De ce să-mi fac test în Grecia? Acum am făcut teste în Grecia. De ce să fac teste în Grecia? Când m-am întors din Grecia, noi stăteam și undeva la țară, la țară, la țară, într-un golf la țară. Și au venit aia de la 60 de kilometri au venit unii să ne facă teste. Dar de ce nu puteam să intru eu în țară, ducându-mă tot acasă unde m-aș duce și dacă mă trimite în carantină, tot acasă mă duc, nu? Și îmi fac dracu test acasă. Bă, n-am mai vorbit asta atunci, n-am văzut că interesează pe nimeni, nici măcar pe ăștia care sunt îngrijorați și iau ei măsurile lui Pește Prăjești și duc în cur. Atunci bine. Bun. Dar din experiența, așa, eu vă spun o treabă. Zonă roșie, portocalie, prăzulie, blablabla. Deci în Grecia am avut această senzație, mă exprim în felul în care mă pot exprima la televizor.
ultimul lucru pe care l-ar fi avut grecii ar fi fost să-ți iasă testul pozitiv. Înțelegeți ce spun? E adevărat, costa 60 de euro. Atât am dat pe un test, 60 de euro. Una bucată. Dacă sunt 3, dau 180 de euro. Dacă ai, nu? Bun, costă bani. E, ultimul lucru pe care am văzut, am simțit asta, mă exprim în felul, repet, în care mă pot exprima la televizor. Ultimul lucru pe care ar fi avut grecii testatori ar fi fost să-ți iasă testul pozitiv. M-ați înțeles? Altfel, e bună vigilența și toate harnelile astea și tot discursul televizat, beton. Practica, însă, în practică, altfel e foarte mișto la televizor, e beton. Să trecem mai departe, gata. Deja am vorbit mult prea mult de asta și nu este foarte bine. Să vorbim despre asta.